are un punct mai mult decât mine? Păi încă aș dea și mie două și am dat mie pe unul și rămâne ea cu 10. Stai așa, intri înaintea mea în bucătărie, rămân cu Denis, frate, prietenul meu. Doi bucătari în față. Doi păstârnaci. Doi bucătari. Una din farfurii este de 3 puncte, iar una este de 11 puncte. Înainte îmi simțeam inima aici, la început. Acum simțeam că inima e înficată. Deci n-am simțit senzația asta niciodată să-ți vibreze partea dreaptă. Pulsează. Mi-am dorit foarte mult să ajung în concursul ăsta, am ajuns și mi-am pus în cap să merg cât mai departe și sunt distrus în momentul de față. Spuneți acum ce ați făcut. Guit sau mult? Vita. Ha? Paul. Nu cred. Nu pot să cred. Aoleo. Nu pot să cred. Marian. Ce ai făcut, Marian? Du-te în bucătărie. Hai. Doamne, zic, chiar, măi, frate, ce mă țineți, mă? Voi vreți să mă omorâți aici? Eu, singură senzație în viață. Cum e nașterea, așa e senzația asta. O dată te naști, nu te naști de mai multe ori. Băi, Denis, bă, frate, cum așa, 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 mă? Îmi pare rău. Uită-te și tu în stânga, uită-te în dreapta, ci gătești ceilalți. 3 puncte, mă, Denis. Sunt foarte dezamăgit de mine. Pentru că n-am fost în stare să fac rostea. Și asta e. Greșeala se plătește. Deci eram convins 100% că e Marian, că Marian pleacă acasă. Ce nu te uiți în stânga, de ce nu te uiți în dreapta? Nici cu rostea n-am mai avut pe carne. Nu am voie cu nimic. S-a numai așa. Știi, era normal să se mai așa. E foarte greu de digerat pentru mine. Și de crezut. Pentru că chiar nu mă așteptam la asta. Foarte proastă farfurie, din păcate. Foarte proastă. Negândită, ne-nimic, ne-lucrată, fără idee de ceva. Mă, luați-l pe ăsta de aici! Hai, bine! Bine, bine! Nu vine să cred! Asta, domnule, bă, vă omor pe amândouă. Deși și la plâns, nu înțeles. Băi, ce ai, mă, numai 11, 10? Băi, ce mă, am echipă, băi, aoleu. Bravo, tentelul, tata. Mă, când vezi cum mă mărica ta în găuri. Divinitatea. După 2 probe, unde am fost la mustață, uite așa, la milimetru să le câștig eu. Și nu le-am câștigat. Cineva acolo sus aranjează lucrurile. Doamne, n-avea cum să plece, mă, de la mine. Nu era fair. Băi, salutați-o pe Edna și felicitați-o pe Edna. Bravo, Edna! Băi. Bravo, băi. Edna! Nu m-a parcurit de 10 și de 11, mă! Și felicitați-o pe Mona! Bravo, Mona! Mulțumesc! Mulțumesc! Nu vine să cred! Nici chiar nu vine să cred, serios! Pe bună, dacă mama asta a fost seara casnicelor, așa zic. Pare rău. Deci seara casnicelor. Mă simt vinovat mai mult. I-am promis și Valu și Ponte, nu? I-am promis că o să fim prima echipă care ajunge în semifinală în formație completă. Și iată că n-a trecut bine o zi și deja l-am mințit, nu? Că zic fraiere, ești fraier. Băi, lasă-mă, ai calibrat vanilia asta, aia în piureu de păstârnac. Stai, mă, că asta, știu, da, moftic, știi? Băi, ai avut cel mai șmecher. Am gustat de multe ori mizerii de vanilie în piureuri. Al tău n-a fost mizerie, frățelul. A fost mega tare. Am înțeles la sfârșit, eu cu Florin am dat note mari. Bravo. Ăla a fost o chestie șmecheră. Bravo. Bravo. Felicitări. Dar grasul... Bravo. N-are... Bună aia. Aia bună. Chiar bună. Chestia cu vanilie bună. Unii nu înțeleg foarte bine anumite chestii. Dar înțeles, Cătălin, cine dracu să facă la el în echipa așa ceva? Papa mare, cine?